CS Universitatea Craiova va întâlni duminică Astra Giurgiu la Severin. Antrenorul Gigi Mulțescu spune că partida va fi una foarte dificilă și consideră că experiența este principalul atu al echipei din Giurgiu, care a câștigat campionatul în sezonul trecut. Așa te vezi cu campiona titlă, după care o perioadă mai grea s-a regrupat, a reușit să revine la un potențial de joc foarte bun, are un lot cu foarte mulți jucători cu experiență, peste 90% din jucători sunt jucători trecuți de 28-30 de ani, cu mare experiență. Capitanul Vătăjelu a vorbit despre viitoarea adversară a Craiovei din Cupa României, Dacia Unirea Brăila, și spune că sorții nu ne-au fost chiar favorabili, chiar dacă este vorba despre o formație din Liga a doua. Eu nu știu cât de favorabil ne-a fost, pentru că cu siguranță vom juca în deplasare, un drum foarte lung, este ultima săptămână din an, unde cupa va fi intermediară, adică se va juca între două meciuri și nu cred că este așa de ușor. Eu cred că va fi un meci foarte dificil, poate chiar mai dificil decât cel cu Sfântul Gheorghe. Craiova ocupă locul al doilea în clasamentul Ligii I. Handbalistele de la SCM Craiova au încheiat sezonul de toamnă cu un egal. Oltencele au remizat aseară pe teren propriu scor 21-21 cu Universitatea Cluj, în etapa 11-a din Liga Națională. Pentru Craiova, cele mai multe goluri le-a marcat Zamfir, care a punctat de 7 ori. Antrenorul Bogdan Burcea a lăsat să se înțeleagă că arbitrii au ajutat echipa ardeleană. O echipă bună, însă împinsă din spate. Asta este, ne rezumăm atât eu cât și jucătoarele la ce putem să facem pe parchet, pe terenul de joc. Când suntem în stare, suntem în stare. Când nu suntem în stare să luptăm cu toți factorii, cum suntem sigure de obicei, ne ducem crucea. Tehnicianul oaspetelor s-a declarat mulțumit cu remiza din Bănie. Faptul că în aceste două jocuri extrem de dificile, cu două echipe care se bat la podium, Brăila și Craiova, n-am reușit să pierdem, cred eu că va da foarte multă încredere și moral echipei. Felicit fetele pentru atitudine și pentru tot ce au făcut. Acesta a fost ultimul meci jucat în campionat de handbaliste în 2016. Craiova încheie acest an pe locul al patrulea, în timp ce clujencele se situează pe poziția 10-a.